Bună ziua, dragii mei prieteni, sunt Zidana. Astăzi am făcut o pânică cu măsline, cu ceapă și cu șuncă. Arată perfect de bine, dar are un miros nemaipomenit. Este foarte puhă, vă ia uitați-vă cât de puhă. Și vreau să tai o bucată să vă arăt ce consistență are înăuntru. Deci miroasă perfect. Este și pentru masa de sărbătoare, este încă fierbinte. Și pentru zile de naștere, este și pentru Crăciun, și pentru Paște. Așa. Ia uitați-vă, și frumos arată înăuntru, este coaptă, este puhăvă, nemaipomenit. Să vedem ceapa întrânsă, să vedem măslinile, șunca. Deci este foarte gustoasă, nu veți regreta pentru această rețetă. Se face foarte ușor. Eu am făcut-o cu zăr, că am avut zăr de la brânză, dar putem să facem și ceapă. Putem să facem și cu lapte, putem să facem și cu ceapă, putem să facem și cu porumb și cu cașcaval. Deci arată perfect de frumoasă, dar este foarte, foarte gustoasă. Mie îmi place această pânică. Puteți să o coaceți mai tare, puteți să o coaceți mai puțin tare, adică să nu fie atât de rumenă, dar nu este. Rumenă este frumoasă, puhăvă, plăcută, gustoasă. Deci nota 10. Așa, eu am revenit la rețeta mea dată. Eu am aici 1 kg de făină. Eu întotdeauna aleg o făină de calitate superioară și toată făina, când eu coc ceva, eu o fierb. O cern. Am aici un plic de drojdie, puteți puneți și 20 de grame de drojdie proaspătă. Așa. Am o lingură de zahăr, pudră, puteți puneți și o lingură de zahăr carabieț, granulat. Am o linguriță de sare. Eu amestec bine făina cu drojdia, sarea și zahărul. Adaug 2 ouă. Și clar că adaug zăr de la brânză. Eu am făcut brânză, acest zăr este încă călduț și eu întotdeauna coc cu dânsul pâine. Pâine, pateuri, diferite copturi, zărul deci ajută foarte bine la toate copturi, chiar și la clătite. Adaug și un ou, întotdeauna îl controlez dacă este proaspăt, stric și aici l-am să văd dacă el este proaspăt. Așa. Uitați-vă și ouă galbeni și frumoasă am eu. Și adaug până când 300 de miligrame de zăr. Și amestec încet, încet cu mânuța absolut tot, tot aluatul meu până eu puțin aluatul gros ca de pâine. Siguranță nu-mi trebuie mai multă făină, că eu știu toate măsurile la 1 kg de făină. Și la urmă, când el este gata, adăugăm 20-30 grame de ulei. Eu voi adăuga ulei de măsline, că el este mai fragil și mai bun la copturi. Așa, eu amestec aluatul meu. Deci eu nu am mai adăugat absolut deloc zărul meu, 1 kg este perfect. Și eu adaug, el este încă mulcuț, eu îl mai frământ și acum eu adaug undeva 50 mg de ulei, asta poate fi 4 linguri de ulei de măsline. Dar să fie un ulei bun, extra virgin. Ca să vedeți uleiul de măsline, dacă el este bun, îl adăugați puțin în frigider, într-un sticluț sau într-un pahar sau într-un vas de sticlă și dacă el se face ca untura, uleiul de măsline este bun. Și eu frământ absolut tot până când strâng toată făina și obțin aluatul meu frumos. Încet, eu undeva am frământat 10 minute la acest aluat, nu mult, 10 minute. Deci eu am frământat aluatul meu, el nu se mai lipește deja de mânuți, așa, e mult căluț. Uitați-vă cât e de mult căluț și eu îl las la crescut 40 de minute, o oră, depinde cum e căldura
În casă, uite, a dus și a luat mult căluț și bun. Așa. L-a crescut o oră. Deci, i-am revenit la latul meu, a crescut foarte bine. E foarte ușor, e foarte crescut bine și eu deci încep și fac pânica mea. Uitați-vă cât e de moale. Mult căluț nu se lipește. Și eu deci încep să fac pânica mea. Deci eu am făcut o tortă mare. Eu pe torta mea adaug șunca. Adaug șunc fără slănină, la fel, putem să adăugăm și cașcaval dacă dorim, dacă iubim. Așa, adăugăm măslini. Și adăugăm ceapa mea prăjită sau coaptă. În situația mea este ceapă coaptă. Așa. Se poate depus și porumb. Și acum noi învârtim. Așa. În partea asta noi o stufăm bine. Și o punem ca să crească. După ce crește, o dăm la cuptor, dar o lăsăm să crească, ea trebuie să ridici la loc călduț. O dăm la cuptor pentru 40 de minute, 170 de grade. Ia mă, zbat un ou. Ca să ung pânica mea cu măslini. Apoi să-i pun câteva măslini deasupra și cu cărnați. Sau cu slănină, sau cu carne. Cu slănină, sau cu șuncă. Așa. Ung pânica mea. Am pus câteva măslini, apoi după ce este gata, voi pune deasupra câteva bucăți de șunc. O las la crescut. Pânica mea cu măslini și cu șuncă și ceapă este gata. Este foarte puhăvă. Ia uite-vă și puhăvă. Și nenumitru. Perfectă, dar miroasă. Perfectă, cât de bine miroasă.
Este foarte gustoasă, are o combinație foarte bună.